Darius, la 17 ani, ești unul dintre cei mai tineri jucători deplasați în cantonamentul din Turcia. Cum te simți? Îmi dați seama că este o senzație foarte bună că domnul Hagi ne-a oferit această oportunitate la o vârstă foarte fragedă să venim cu echipa în cantonament și mă simt foarte bine. Cât de important este acest cantonament pentru tine? Este foarte important că mă pot pregăti cu echipa mare și că pot să demonstrez și să debutez în curând. Și în 2019 ai avut un an foarte bun, un nou titlu național la juniori. Ce așteptări ai de la 2020? Păi, pe primul plan este să debutul la echipa mare și să câștig tot ce se poate câștiga la juniori. Ai participat în vara anului trecut la Suzuki Pușcaș Cup. Ați învins Real Madrid. Tu ai fost inclus în echipa turneului, alături de alți doi jucători ai viitorului. Ce a însemnat acest lucru pentru tine, mai ales că au participat acolo cluburi foarte mari din lume, inclusiv Real Madrid? Da, a fost un turneu foarte, foarte bun și mă simt foarte bine că am putut juca la acel turneu, contra Realului și a multor alte echipe foarte bune, a însemnat foarte mult. Ești născut la Constanța, cum ai început fotbalul? Am început la 7 ani, la Academie, fix când s-a înființat. Cam atât. Primul tău antrenor? Costa Fălină. Și cum au fost primii pași? Ți-a plăcut fotbalul de la început? Părinții te-au determinat să... Mi-a plăcut fotbalul de la început, nu pot să zic că nu mi-a plăcut. Părinții mi-au spus că sunt probe la Academie și am zis să încercăm. Care au fost primele sfaturi primite de la domnul Hagi? Să muncesc foarte mult și să demonstrez că nu se oferă oportunități zi de zi. Ce jucător favorit ai? Cristiano Ronaldo. Deci tu evoluezi ca fundaș dreapta. Da. Și un jucător pe postul pe care... Daniel Alves. Ce pasiune ai în afara fotbalului? Să ascult muzică, să mă uit la seriale și cam atât. Cât de dificil este să împaci școala cu antrenamentele, pentru că sunt cantonamente, meciuri în țară? Este foarte dificil să mergem și la școală, dar încercăm să le facem pe amândouă, fiindcă școala te poate ajuta foarte mult pe viitor. Care crezi că este principala ta calitate? Viteza. Ok, succes! Mulțumim!